Bun găsit la specialiști în sănătate! Ce vedem astăzi? Rejuvenarea vaginală, metoda care îi redă femeii confortul în zona intimă, încrederea în sine și plăcerea sexuală. Noi informații, explicații și sfaturi în rubrica La Dentist cu Dr. Leahu. Rubrica de noutăți, recomandări și curiozități din sănătate. Motiv de disconfort pentru femeie și de probleme în cuplu, vaginul afectat de nașteri naturale, de îmbătrânire sau de creșteri ori scăderi în greutate era considerat în trecut un subiect tabu. Atenția acordată de omul modern sexualității și dorința de a-și rezolva problemele intime a adus în sfârșit în atenție starea vaginului femeii. Au fost puse la punct proceduri de rezolvare a suferințelor vaginului, de întinerire și redare a tonusului în zona genitală, dar și de remodelare. Cu explicații privind rejuvenarea vaginală, folositoare femeilor și implicit bărbaților, vine astăzi dr. Marian Iliescu, medic primar, obstetrică ginecologie, oncoginecologie și senologie. De fapt, nu se adresează numai femeilor la menopauză, dar marea majoritate a pacienților vin din zona aceasta a menopauzei și a perioadei de postmenopauză. Spuneam cu altă ocazie că menopauza înseamnă, de fapt, un motiv foarte serios, poate cel mai important motiv de degradare biologică a femeilor. Acest impact se regăsește și la nivelul organelor pelvine, a organelor genitale și tocmai la acest gen de patologie se adresează intervențiile chirurgicale pe cale vaginală care se fac de cele mai multe ori în perioada de postmenopauză. O să vedem cui se adresează aceste intervenții, dar tot la acest capitol putem discuta, dacă vreți, și despre o serie de intervenții care se adresează femeilor care, chiar femeilor tinere sau femeilor care au anumite deficiențe constituționale sau, să zicem, nepotriviri în viața de cuplu și care pot beneficia de genul acesta de intervenții pe cale vaginală. Este ceea ce mai nou se numește rejuvenare sau procedee de reîntinerire în sfera aceasta a organelor genitale externe. Care ar fi avantajele acestor intervenții? Sunt proceduri minim invazive, spre deosebire de calea de abord abdominală, cea deschisă, dar și cea mai puțin invazivă sau minim invazivă de genul laparoscopiilor. Costurile sunt mici, instrumentarul nu este deosebit, este un instrumentar obișnuit al oricărei intervenții chirurgicale, iar spitalizarea este foarte scurtă și recuperarea de asemenea foarte scurtă. Care ar fi dezavantajele? Dezavantajele sunt în primul rând legate de câmpul operator, de faptul că accesul în zona în care se lucrează este foarte limitat, deci pe cale vaginală, nu este atât de deschis ca la intervențiile abdominale. O parte din manevre pot fi considerate chiar oarbe, pentru că se fac cu o vizibilitate redusă, mai mult pe ceea ce simte chirurgul și știe că trebuie să găsească anumit pedicul vascular sau ligamente într-un anumit loc. Pe de altă parte, dezavantajul este legat și de faptul că sunt niște proceduri care se învață mai greu,
tind la ora actuală să fie din ce în ce mai puțini specialiști care abordează această chirurgie. Curba de învățare este destul de lungă și presupune, în afară de experiență, și anumite abilități chirurgicale pe care poți să le ai sau să le perfecționezi de-a lungul timpului. Și prin faptul că au apărut o serie de tehnici noi, cele de care menționam, deci de tipul laparoscopiei, care au câștigat teren și au rezolvat o serie de probleme de genul acesta. Ce afecțiuni trebuie corectate prin aceste proceduri chirurgicale? În primul rând, vorbim de faptul că lista celor care se rezolvă pe cale vaginală este mult mai mică decât intervențiile care se fac pe cale abdominală. Apoi, trebuie să știm că, vorbind despre menopauză, o serie de afecțiuni care sunt mai mult sau mai puțin deranjante și care afectează mai mult sau mai puțin calitatea vieții și pot avea debutul înainte de menopauză, la perioada aceasta de după 50 de ani, suferința se agravează și, într-adevăr, poate deveni extrem de neplăcută. Mă refer aici la așa numitele rupturi de perineu pe care le au unele femei care au născut pe căi naturale. Ăsta este unul din prețurile, ca să zic așa, al nașterii pe cale naturală. Nu toate femeile însă rămân cu această patologie, dar mare parte dintre ele au nevoie de corecții în perioada de după 50 de ani. Vorbim aici despre prolapsul genital, care constă într-o alunecare a uterului însoțit de vezica urinară, pentru că întotdeauna vezica urmează destinul uterului, fiind două organe lipite, practic. Prolapsul acesta poate fi de mai multe grade, dar partea sau forma cea mai gravă fiind o alunecare aproape în totalitate a uterului, în afara vaginului, depășind fanta vulvară, ceea ce creează o patologie greu de suportat și care poate să ducă până la retenția de urină, deci imposibilitatea de a urina a femeii și ea trebuie singură să-și reintroducă organele în pelvis pentru a putea să urineze. Această perioadă, această formă gravă este, bineînțeles, precedată de forme mai ușoare în care, cum spuneam, există și o alunecare a vezicii și care se manifestă inițial prin nevoia imperioasă de a urina, nevoia de a urina mai des, apoi apare incontinența de urină și de aici disconfortul acesta care face ca anumite persoane cu genul ăsta de patologie să rămână dependente de toaletă, să fie afectate psihologic în sensul că nu se pot îndepărta prea mult de o toaletă sau dacă pleacă de acasă se gândesc unde am posibilitatea să urinez într-o oră, două, pentru că voi avea această nevoie. Pe cale vaginală, în afară de corecția acestor prolapsuri și această incontinență de urină, se pot rezolva și probleme de patologie mai serioasă care impune histerectomia, adică îndepărtarea uterului, pe cale vaginală. Este o tehnică destul de facilă, dar, cum spuneam, trebuie o anumită experiență. Tot pe cale vaginală se pot rezolva și anumite probleme de natură oncologică, o patologie de col care nu ajunge la o fază foarte avansată,
Deci o îndepărtare a colului uterin, care poate fi sediul unui cancer incipient, sau a uterului în întregime, cale care poate fi combinată la ora actuală și cu o intervenție în același timp pe cale abdominală, laparoscopică, care rezolvă un alt gen de operație, și anume limfadenectomia, îndepărtarea ganglionilor posibil îmbolnăviți de boală, sau o serie de ligaturi vasculare care nu se pot face în condiții de siguranță pe cale vaginală. Retracția gingivală poate fi remediată cu ajutorul grefei. Evident, trebuie tratată și cauza retracției. Rolul responsabilului de pacient într-o clinică. Astăzi, ce înseamnă responsabilul de pacient într-o clinică stomatologică? Imediat, în rubrica La dentist cu dr. Leahu. Bun găsit! Dacă ai observat că nivelul gingiei la un dinte a coborât sau este mai sus decât nivelul gingival normal de la dinții vecini, este posibil să suferi de retracție gingivală. Se mai poate face ceva? Primul pas este să te prezinți la medicul dentist pentru a identifica cauza care a dus la retragerea gingiei și a o stopat din evoluție. În cazul în care retracția gingivală este foarte mare, se poate pune o grefă gingivală. Cauzele retracției gingivale poate să fie igienă, când nu păstrăm o igienă bună, nu venim la dentist fiecare 6 luni pentru un detatraj periodic, când periam cu forță sau cu o peruță care e foarte puternică pentru dinții sau pentru gingia noastră, când fumam, când consumam tutunul zilnic, asta poate să aducă la niște infecții în gură și putem să avem retracție gingivală la niște zone. În plus, dacă am primit un trauma, o lovitură, am mâncat ceva mai dur, am rănit gingie într-un loc specific în gura și nu l-am tratat, cu timpul pot să am o retracție gingivală. Cel mai ușor când vorbim de simptome e când ne uităm în oglindă. Vedem că nivelul gingiei e un pic mai coborât decât dinții de lângă, sau pe toți dinții începe să se vede niște triunghi mai negru. Și asta înseamnă că gingie se retrage și că și osul se retrage. Încă ceva este când mâncam sau bem ceva un pic mai rece sau mai cald, avem o sensibilitate un pic mai accentuată în zona unde avem retracție gingivală. Avem soluție pentru retracție gingivală. Putem să începem cu un tratament parodontal, poate să fie un simplu detatraj sau un detatraj un pic mai pronunțat. Și în cazuri care sunt un pic mai avansate la retracție gingivală, avem un tratament chirurgical. Și asta înseamnă să avem o grefă gingivală. În gură avem, în mod normal, două fel de gingie. O gingie care e bună, care este lângă fiecare dinte, sau dacă avem un implant, trebuie să fie lângă fiecare implant, ne permite să ne spălăm pe dinți fără să avem durere și nu intre mâncare între dinte și gingie sau între implant și gingie. Și avem o gingie care e mobilă. La retracție gingivală, din păcate, dispare gingie care e bună, care e rigidă. Dar în gură avem un loc foarte bogat în gingie bună, care este keratinizată, este cerul gurii. Și noi putem să luăm o bucată mică de gingie din cerul gurii și punem unde avem retracție gingivală. Bineînțeles, după orice intervenție chirurgicală și în special după grefa gingivală, trebuie să respectăm niște indicații. Dacă fumam, trebuie să lăsăm de fumat, trebuie să păstrăm o igienă foarte bună și o perioadă de 7-14 zile trebuie să păstrăm o alimentație mai moale. Nu trebuie să mâncăm nimic dur, nimic care irită gingie, mâncare nu trebuie să fie foarte condimentat și, bineînțeles, să venim la control și dacă medicul scrie medicamente, trebuie să luăm medicamente la timp.
Responsabilul de pacient este o persoană care ar trebui să se regăsească în fiecare clinică. Este cel care întâmpină pacienții, oferindu-le informații complete și corecte, intermediază comunicarea dintre medic și pacient și oferă sprijin pe toată durata vizitei acestuia în clinică. Care sunt calitățile pe care un responsabil de pacient trebuie să le întrunească? Aflați din materialul următor. Responsabilul de pacient identifică nevoia pacientului și încearcă să-l ajute pe tot parcursul planului de tratament. Responsabilul este prima persoană care interacționează cu pacientul la momentul venirii acestuia în clinică. Acesta îl întâmpină pe pacient, îi oferă fișa spre completare, după care îl însoțește pe acesta în consultația de specialitate. În timpul consultației, medicul este cel care îi oferă pacientului soluțiile medicale, iar la finalul consultației, în sprijinul medicului, vine responsabilul de pacient care îi oferă soluții financiare. În primul rând, trebuie să fii empatic, să înțelegi pacientul, să-l asculți. Aceștia au nevoie să fie înțeleși. Nu, pe lângă partea medicală și planul de tratament efectiv pe care îl primesc, au nevoie de un suport moral și să treacă puțin de sfera medicală. Au nevoie să povestească cuiva toată istoria lor, să fie ascultați. Am ajuns la final. Ne găsiți și pe pagina de Facebook a emisiunii La Dentist cu Dr. Leahu, dar și pe site-ul drleahu.ro. Și nu uitați, în spatele fiecărui zâmbet frumos se află un dentist bun. O nouă rubrică de informații, recomandări și curiozități din sănătate, imediat după publicitate. Rămâneți cu noi! Noutăți interesante, recomandări folositoare și ciudățenii din sănătate, în rubrica de știri. Fondul Global de Luptă împotriva SIDA, tuberculozei și malariei va aloca României în următorii 3 ani peste 4.300.000 de euro, în scopul implementării unui plan de măsuri pentru controlul tuberculozei și pentru achiziția unor medicamente necesare în tratarea pacienților cu tuberculoză multidrog rezistentă. Este vorba de asigurarea finanțării programului de tranziție, abordarea provocărilor sistemului de sănătate privind controlul tuberculozei în România. Partenerii Ministerului Sănătății în program sunt Organizația Mondială a Sănătății și Organizația Romanian Angel Appeal. Cea mai importantă activitate din acest proiect o constituie reforma serviciilor medicale pentru pacienții cu tuberculoză, în sensul de inversare a piramidei serviciilor medicale și de acordarea acestora cât mai aproape de pacient, a declarat ministrul Sănătății Sorina Pintea. Ministerul Sănătății a achiziționat 1.500.000 de doze de vaccin antigripal, cu 200.000 mai multe față de anul trecut. Vaccinul de anul acesta se încadrează în varianta tetravalentă, având două tulpini de virus gripal A și două tulpini de virus gripal B, însemnând că este mai eficient. Problema este că medicii au sesizat faptul că în prospectul vaccinului scrie că nu este recomandat pentru administrare copiilor cu vârste sub 3 ani. Programul Național de Imunizare Gratuită cuprinde însă copii de la 6 luni până la 5 ani. Ministerul Sănătății a comunicat că asigură și 10.000 de doze de vaccin antigripal pentru imunizarea copiilor între 6 luni și 3 ani, din categoriile cu risc de îmbolnăvire, cu afecțiuni medicale cronice, pulmonare, cardiovasculare, hepatice, neurologice, metabolice, renale, diabet zaharat, obezitate, sindrom imunodeficiență primară sau astm. Pe 1 octombrie a fost sărbătorită Ziua Internațională a Cafelei, una dintre cele mai populare băuturi din lume. Cafeaua noastră, cea de toate zilele, a devenit motiv de sărbătoare în 2015 la inițiativa Organizației Internaționale a Cafelei. Oamenii de știință din întreaga lume au analizat beneficiile, dar și riscurile consumului de cafea. Boabele de cafea au o concentrație semnificativă de nutrienți benefici pentru organism, precum vitaminele B2 și B3, magneziu, potasiu și antioxidanți. De asemenea, o ceașcă de cafea conține doar 2 calorii.
Rezultatele studiilor au arătat că, mulțumită substanțelor benefice pe care le conține, băutura obținută din prelucrarea cafelei previne diabetul, bolile cardiovasculare, afecțiunile ficatului și sindromul de colon iritabil. Este un bun diuretic, protejează vasele sanguine cerebrale, previne cancerul, ține depresia la distanță, ajută procesul cognitiv și încetinește îmbătrânirea. Studiile au evidențiat însă și riscuri privind consumul de cafea. Printre acestea se numără iritabilitatea, stările de anxietate, creșterea tensiunii arteriale și insomnia. De asemenea, femeile care consumă prea multă cafea pot avea un risc crescut de fracturi osoase comparativ cu bărbații. La nivel mondial se estimează un consum zilnic de 400 de miliarde de cești de cafea. În medie, o persoană bea circa 3 cești și jumătate pe zi. Țările scandinave conduc în topul consumului de cafea pe cap de locuitor la nivel mondial. Media europeană este de 3 kg de cafea consumate pe an. În Finlanda, consumul mediu este de 12 kg de cafea de persoană pe an, pe când în România este de 2 kg de persoană pe an. Știați că nu ne îmbolnăvim din cauza expunerii la frig? Cel mult ne putem alege cu degerături. Creșterea numărului de îmbolnăviri în sezonul rece este motivată de faptul că oamenii stau mai mult în interior, unde virusurile respiratorii se răspândesc cu ușurință. Astfel, cazurile de viroză se înmulțesc din cauza contactului persoanelor sănătoase cu persoane infectate. Ediția de astăzi a emisiunii Specialiștii în Sănătate a ajuns la final. O mai puteți vedea pe site-ul naționaltv.ro și pe pagina noastră de Facebook. Ne reîntâlnim sâmbăta viitoare la 12:30. Până atunci, zile frumoase!